Steaua a deschis scorul în Giulești la prima fază de poartă. În minutul 21, francezul Cyril Terreau a speculat o intervenție nereușită a lui Coman. Ouais, ben c'est mon premier goal en derby, c'est juste mon deuxième match. Voilà, maintenant j'espère faire la même chose contre Dinamo. Golul lui Terreau i-a dezmorțit pe devin lui Răzvan Lucescu. În minutul 40, Gane a fost găsit neașteptat de liber în poziție ideală și a pedepsit defensiva roșialbaștrilor. Repriza secundă s-a jucat după același scenariu. În minutul 58, Vali Badea a redus la tăcere un stadion întreg după ce a profitat de cadoul lui Coman, iar Steaua s-a desprins din nou. Dacă nu era Dumnezeu, poate nu mai rămânea mingea la mine acolo, nu? A fost semnalul de alarmă pentru rapidiști. Vișinii s-au năpustit spre poarta lui Andrei și au atacat în valuri. Rezultatul presiunii s-a văzut în minutul 66, când Zico a finalizat cu gol foarfeca lui Moldovan. A arătat un Rapid care a dominat partida, repriza a doua, un Rapid care și-a creat mai multe situații de gol, care a jucat fotbal. Fotbalul arătat de Rapid nu a fost însă suficient. Nu a fost de acord cu remiza puștul de 18 ani al Stelei. Răzvan Ochi Roșii a înclinat definitiv balanța și a marcat decisiv. Cred că este a lui Ochi. Vă imaginați Ochi Roșii ca și copilul meu. Cum mi-a zis, mă bucur? Mă bucur rău de tot, pentru că în momentul când faci mișcări foarte reușite, sigur, nu te laudă nimeni, dar mă rog că mai sunt eu pe pământ să mă laud. Golul lui Ochi Roșii din minutul 84 a închis tabela. Primul derby al anului a fost adjudecat. Rapid Steaua, scor final 2-3. A fost un joc dificil pe care eu spun că l-am câștigat pe deplin meritat și am arătat că suntem o echipă mult mai bună decât Rapid. Suntem noi cei care în final ne-am bătut.